proiectul fel și mai încă rulul cu scorțișoare, în timp ce urmăresc un meci de fotbal la televizor. Tot a fost foarte oameni și chiar am râs împreună de această situație, pentru că pe radio nu vom mai avea parte de așa ceva niciodată, a spus una dintre clientele magazinului. Potrivit televiziunii publice din Danemarca, mai mulți oameni aflați în magazinul de jucării de lângă cel de Modena și-au petrecut noaptea de asemenea în magazin. Potrivită, pe Patoprotect Forte cu zilele.